Mă gândeam zilele trecute și, cum v-am spus, am stat de vorbă foarte mult cu Dumnezeu. Și l-am tot întrebat pe Dumnezeu din ce cauză suntem în situația în care suntem, și mă refer la nivel de oraș, la nivel de comunitate. Și am zis: Doamne, din ce cauză sunt lucrurile așa cum sunt? Sunt de 7 ani în locul ăsta. Și Dumnezeu a zis, zice, păi trebuie să-ți mai spun încă o dată, zice, de 7 ani, ce vezi, care e ingredientul, în ghilimele, ingredientul care cauzează problemele? Și Dumnezeu a zis, am să-ți aduc eu aminte, dacă tu nu știi. Zice, judecată, e foarte multă judecată. Și acum, ca să știm despre ce vorbim în seara aceasta, am să vă dau un exemplu, înainte să vă citesc cuvântul, ca să înțelegeți că noi de multe ori, fraților, nu ne dăm seama, nici măcar nu ne dăm seama de gravitatea situației. Unul dintre noi, o persoană dintre noi, câteva zile în urmă, a mers să își viziteze familia apropiată. Și a mers de dimineață. Și când au ajuns acolo, au rezolvat ce o trebuie să rezolve, și când au fost gata să plece, a ieșit un membru al familiei care numai ce se trezise. Și în loc să zică, hei, dar cum ești, toate bune, familia-i bine, zice, auzi, am auzit că o plecat unul de la voi și o mers în partea cealaltă. Dar ce s-a întâmplat? Și persoana îi răspunde și zice, păi, uite, a acceptat un compromis și a vrut să împace lucrurile după un plan al omului, nu după planul lui Dumnezeu, și a plecat. Știți care a fost răspunsul? E, dar zice, dar noi am auzit cu totul altceva. Și acum, eu i-am zis persoanei respective că putea să răspundă și să zică, și noi am auzit tot felul. Dar noi am auzit din alea adevărate, voi auziți tot din alea neadevărate. Și ascultați-mă ce vă spun. Alea neadevărate, prima dată, sunt iscodiri ale minții. Ascultați-mă ce vă spun. Că în inima noastră, dacă e Hristos, nu mai scodește mintea ce nu trebuie, că e Hristos, ne călăuzește în tot adevărul. Problema este că în momentul în care noi auzim, și v-am dat odată un exemplu și poate vă spun acum încă o dată să vă aduceți aminte la ce mă refer. Noi avem o calitate, noi românii, suntem specialiști la ceva. După ce că judecăm, ne pricepem foarte bine la înflorit. Ascultați-mă, când auzim o judecată, în loc să zicem, mă, trebuie să o cercetez, să văd, e așa, nu e așa, noi o luăm de bună și apoi o mai înflorim, o mai îmbunătățim. Știți? La un moment dat, un frate, spun mai codat, a plecat în vacanță. Și a plecat cu toată familia și la un moment dat, o fată în vacanță s-o zgâria la un picior. Și seara sună de acasă socrii, părinții mamei, și zice, ei, cum sunteți? Totul ok în vacanța în care ați plecat? Totul în regulă? Bă, zice, totul în regulă, dar zice, uite, amică, uite, nu știu ce s-a întâmplat, dar zice, s-a căzut, s-a zgârea la un picior și un picuț de rană acolo. Închid telefoanele. Trec vreo 10-15 minute și sună acum cineva pe mama soacră. Pace, cum sunteți? Vorbesc. Dar zice, cum sunt cei care ați plecat în vacanță? O, ziceți, bine, totul în regulă. Da, mamică s-a zgâriat puțin. Închide telefonul. Și acum ascultați. Persoana asta, care o suna pe mama soacră, o pus mâna pe telefon. Și zice, sună la cineva. Zice, măi, știi că-ți plecați în vacanță? Da. Băi, să vezi ce s-a întâmplat. Ce?
Măi, zice, ori a avut un accident și zice, măi, s-o tăia la picior destul de rău și trebuie ceva acolo, intervenție, să-i pună, nu știu ce. Asta la altă, ia mâna, pune mâna pe telefon și sună la următoarea. Ce, măi, auzi, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Băi, zice, plecați ăștia, zice, o căzut fata mică și și-o rupt piciorul, mă. Asta la altă pune mâna pe telefon și sună la următoarea persoană și zice, băi, auzi ce s-a întâmplat? Ce? Băi, ăștia-s plecat, să fii atent, o căzut aia de nu știu unde și-o rupt piciorul, a ieșit tot afară. Și ultima persoană, un pic cu mai multă minte, o pus mâna pe telefon și a sunat familia în cauză. Și zice, fraților, îmi pare așa de rău să aud ce s-a întâmplat. Vai, dacă putem să fim de ajutor cu ce... Ascultați-mă, vreo 15, 20, jumătate de oră. 30 de minute maxim, s-a întâmplat tot. Și primesc ăștia telefon. Am auzit că s-a întâmplat, vai, cum e fata, cum e... O trebuie să stă. Păi ce, tata, nu, s-a... Cum? Că m-a sunat și mi-a spus că a ieșit osul afară, prin piele, necazul, trebuie operație, nu știu ce... Ați înțeles ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta? Nu-i de ajuns că judecăm, dar apoi mai și înflorim. M-am întorc la ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, pentru că v-am făcut să înțelegeți cam despre ce e vorba și am să vă citesc câteva versete din Luca, capitolul 7. Versetul 36 spune așa. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânci la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el, adică Iisus, era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns, socotesc acel căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Slăvit să fie Domnul! O frumoasă o istorisire și noi întotdeauna ne ducem, fraților, la ceea ce s-a întâmplat frumos. Și zicem, uite, o venit cu credință, l-a căutat pe Hristos, o știut unde să-L caute, Hristos te-a fost binevoitor, s-a îndurat de ea, nu numai că o vindecat partea trupească dacă a fost nevoie, dar i-a iertat păcatele. Slăvit să fie Domnul! Ce istorisire frumoasă! Dar aici se ascund niște lucruri mult mai adânci, fraților, pentru că vreau să fiți atenți, am să merg foarte repede ca să nu vă țin prea mult în seara aceasta. Tot încerc și tot încerc. Vreau să înțelegeți un lucru, că versetul 36 ne scoate în relief un lucru foarte important care se întâmplă și în ziua de astăzi. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el și zice că Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Ascultați-mă acum ce vă spun. Știți că și între noi în ziua de astăzi sunt foarte mulți farisei. Știți? Ascultați-mă. M-aș bucura mai mulți ortodoxi să fie decât farisei. Și o să ziceți, dar din ce cauză? Cu ortodox, știți care e traducerea la ortodox? Drept credincios. Sau corect, cum vreți să spuneți. Dar ascultați-mă, fariseii sunt ăia care te bat cu Biblia în cap,
Și după aia o pun deoparte și nu mai citesc niciodată, nici nu fac ce scris. Dar când vine vorba să te judece pe tine, așa știe să te lovească cu ea în cap. Și acum vreau să înțelegeți că aici se ascunde un secret, am zis, în primul verset. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el și Iisus a intrat în casa fariseului și l-a așezut la masă. Vedeți aici deja o problemă. Ce ziceți dumneavoastră dacă noi, când îl acceptăm pe Hristos, îi zicem, Doamne, vreau să vii împreună cu mine să mănânci acum la masă, mâncăm, dar fii atent aici. Când terminăm, tu te duci la ale tale și eu mă duc la ale mele. Cam asta implică ceea ce a vrut fariseu. Auzi, vreau să vii la mine să mănânci împreună cu mine, să vadă oamenii că eu sunt cu tine și tu cu mine, dar după aia fiecare cu ale lui. Și acum ascultați, problema este și la mulți dintre fariseii de lângă noi, că Iisus a intrat în casă, dar nu a rămas în casă. Că zice cuvântul lui Dumnezeu că Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Dar eu vă întreb acum pe voi, o intrat și în inima lui? Ce ziceți la prima vedere? Eu vă spun că nu. Și o să vă dovedesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ascultați. Și iată versetul 37 că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el, adică Iisus, era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Știți cam ce am face noi? Băi, am auzit că a venit Iisus, sau a venit fratele, sau a venit prorocul. Măi, mă duc și eu acolo să văd ce se mai întâmplă. Să văd cum se mai desfășoară. Să văd ce-i mai vorbește domnul locutare, despre care știu eu că nu e în regulă. Da, dacă îl dă de gol și sun și eu de față. Dar îmi place atitudinea femeii acesteia. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Să nu uitați ce vă învăț în seara aceasta. Când te judeci tu singur pe tine, tu pe tine însuți, ai trecut deja din moarte la viață și în cartea lui Hristos, ascultă-mă, știi ce scrie? Nu mai scrie păcătos iertat, ci doar iertat. Și femeia asta a zis, mă, auzi, n-am fost invitată. Dar nădăjduiesc că acțiunile și faptele mele mă vor face să am întâietate înaintea omului acestuia despre care am auzit atâtea lucruri frumoase. Și acum ascultați-mă. Ea putea să facă și ea cam ce-a făcut omul ăsta, știți? Să bage de vină la tot felul de lucruri. Dar ea a fost înțeleaptă și a zis, mai am o șansă unică. Și acum ascultați-mă. Nici măcar nu a fost invitată. Și fiți atenți acum la ce vă spun. De multe ori facem evanghelizări și chemăm de la biserica aia, de la biserica aia, să vină o subedie. Și aude cineva și zice, măi, am auzit de la vecinul, hai să mă duc și o să văd. Și majoritatea invitaților vin și bagă de seamă. Și vine unul care nu a fost așa invitat. O auzi și el. Și ascultă-mă ce spun. Își recunoaște vina, își recunoaște starea și Dumnezeu îl primește, îi iartă păcatele și pleacă de acolo un om nou. Iar cei care au fost invitați pleacă la fel cum au venit. Hristos cu problemele lui, în ghilimele, și ei cu ale lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia asta zice că a venit, a luat mirul respectiv, a început să stropească picioarele cu lacrimile ei, să șteargă cu părul capului ei picioarele Domnului Iisus, le săruta mult și le ungea cu mir. Și acum ascultați un lucru dubios. Când a văzut lucrul acesta, ce ziceți acum să fi scris aici, când i s-a descoperit taina inimii femeii? Nu? Ar fi sunat foarte bine de era așa. Deci, când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise, ce-a făcut?
și a zis lui. Ascultați-mă ce vă spun. E o diferență aici. Femeia vorbea fără cuvinte cu Hristos. Și fariseul tot fără cuvinte vorbea cu el însuși. Eu acum am să vă întreb pe voi, care dintre voi era mai înțelept? Că de multe ori și noi vorbim cu noi înșine, așa-i? Și acum vreau să vă întreb ceva. Dacă te-ar vedea cineva vorbind cu gura deschisă, ce ar zice despre tine? Că nu ești întreg cu capul. Așa-i? Dar dacă tu vorbești în interiorul tău cu tatăl tău, cu creatorul tău, ascultă-mă, el va veni și îți va răspunde, pentru că cunoaște ce ai tu în inima ta. Și acum fiți atenți la un lucru, că nu l-ați băgat de seamă, că nici nu l-am băgat de seamă până mi l-au descoperit Duhul Sfânt. Omul acesta, o zis el, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Fiți atenți acum aici. Fiți atenți acum ceva. Vreau să-mi spuneți, o judecat omul ăsta? O judecat? Pe cine o judecat? Răspundeți-mi. Prima dată l-a judecat pe Domnul Iisus. A zis, omul acesta, dacă ar fi un... Prima dată l-a numit om. El era fiul de Dumnezeu. Doi. Vedeți cum categorisim noi, la prima vedere. Doi. Dacă ar fi un proroc, adică nici măcar nu cred că e proroc, ar ști cine... Și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, este o păcătoasă. Ascultați-mă. Pe femeie o judecat-o de două ori. A ști și cine și ce fel. Că așa ne pricepem noi. Așa ne pricepem noi de frumos să categorisim pe oameni. Și el deja dă, acolo este două puncte și spune că este o păcătoasă. Mă vreau să vă întreb ceva. Cine știa mai bine că era păcătos? Fariseu sau femeia? Că ascultați-mă ce vă spun. El nu a zis despre el. Că noi așa ar trebui să fim. Băi, eu intra Hristos la mine în casă. Păi eu stau mai mare păcătos, mă. Acum să fac tot ce ține de mine, ca nu cumva să plece de la mine și o să rămân tot păcătos. Și el s-a văzut pe el cum? Mă, eu știu, cunosc, văd, pricep. Pe mine nu poate învăța absolut nimeni că eu știu. Și femeia ce a zis? Eu sunt o păcătoasă. Hristos cred că știe 100%, dar aș vrea ca din seara asta să fie una iertată. Și acum ascultați acum un lucru important. Iisus a luat cuvântul și a zis, și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. De ce l-a zis Domnul Iisus, am să-ți dovedesc ceva? Ce ziceți, putea să-i dovedească niște lucruri? Acum ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Ce-a făcut Simon? Vreau să... Fiți atenți, vă rog, fiți atenți. Când a văzut lucrul acesta, mă duc un verset mai sus, fariseul care poftise și-a zis lui, nu? Și Hristos ce face? Iisus a luat cuvântul și i-a zis lui. Și acum fiți atenți aici. Când tu nu-ți spui ție ce trebuie să-ți spui, îți spune Hristos. Să nu uiți treaba asta. E mai important pentru tine să-ți spui tu. Sunt un păcătos, sunt un vai și amar din mine. Dacă n-ar fi fost mila lui Hristos, ascultă-mă ce spun. Nu milă din asta așa falsă, știi? Să te dai că, oh, vai. Nu. Să fii sincer. Să spui, Doamne, ăsta sunt un păcătos. Doamne, mă recunosc înaintea ta. Ai milă de mine, păcătosul. O întrebare pentru voi. Tâlharul de pe cruce, ce-o zis? A avut milă Hristos de el, 100%. Și acum zice că Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorul, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, lui era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50, fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care dintre ei, din ei, îl va iubi mai mult? Ascultați-mă, eu vreau să vă întreb pe voi, Câți dintre voi sunteți datornici cămătarului? Vă mai întreb un lucru. Vă rog să-mi spuneți cu cât sunteți datori.
Hai să vă desfac sau să vă deschid puțin așa mintea. Dacă ar fi să faceți un bilanț de când v-ați născut și până în ziua de astăzi, câți bani au fost investiți în voi? Câte vieți ar trebui să lucrați să puteți să plătiți înapoi cămătarului? Acum vorbim numai de bani, nu de altceva. Și acum ascultați-mă. Pe mine, poate pentru mine s-a făcut investiție mai mare. Pentru voi s-a făcut investiție mai puțină. Dar ascultați-mă acum ce vă spun. Pentru toți s-a făcut o investiție care este egală la același nivel și ea se numește jertfa lui Iisus din Calvar. Și vreau să spun că aia a fost plătită și pentru tine și pentru mine, că accepți sau nu, că vrei sau nu, este disponibilă. Problema este că de multe ori, judecând ce nu trebuie să judeci, pierzi investiția care a fost făcută pentru tine. Și Hristos știi ce îi spune? Măi, tu nu înțelegi un lucru, mă. Eu cred că tu ai mai mari datorii decât femeia asta. Că de erau să fie luați la bani mărunți din pricina faptului că îl judeca mai mult. El era cel care datora 500 și ia 50. Știți? Și acum zice că Simon i-a răspuns, auziți? Socotesc ca cel căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai? De ce i-a spus, ai socotit bine? Ai gândit bine? Drept ai? Știți ce a zis de fapt Hristos? Auzi, când ai judecat înainte, ai judecat foarte prost. Dar de data asta, acum când ți-am deschis puțin mintea, acum văd că ești în stare să judești bine, numai nu vrei. Nu vrei. Că tu vrei să faci ce vrei tu. Și acum vreau să vă spun un lucru. Fiți atenți acum la un lucru. Mai găsiți undeva în pasajul ăsta că Hristos o mai întors către el să-i mai spună ceva. Uitați ce scrie aici. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Acum îi pune în față toate problemele lui. Și acum vreau să vă atrag atenția la un lucru. Zice, am intrat în casa ta, nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele? Ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei. Mi le-a șters cu părul capului ei, tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, că ce ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Asta a fost toată conversația care el a mai avut-o cu omul ăsta. Și acum ascultă-mă bine ce-ți spun. Omul acesta judeca pentru că era încă sub lege. Știți? Câtă vreme judeci, ești sub lege. Să nu uiți ce spun astăzi. Câtă vreme ești sub vechea lege, vechea lege te învață ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. În momentul în care ai trecut la har, știi ce spune Hristos? Păcatele tale sunt iertate. Pentru că te-ai judecat pe tine însuți, pentru că te-ai cercetat, pentru că te-ai găsit pe tine păcătos, nu te mai judec eu. Și acum fiți atenți la un lucru. Zilele trecute, cum vă spuneam, am stat de vorbă cu Dumnezeu. Mai îngăduiți-mi câteva minute și mă opresc. Și mă gândeam la anumite lucruri care s-au întâmplat doar în ultimele 3 săptămâni de zile. Și am zis, Doamne, dar ce se întâmplă cu poporul Tău? Doamne, dar de ce după atâția ani de zile noi tot judecăm și judecăm? Și ascultați un exemplu pe care mi l-a dat Domnul Iisus, sau nu exemplu, formula, dacă vreți, fizică, cum vreți voi, chimică, cum vreți să o numiți? În ghilimele, bineînțeles. O spun așa ca să înțelegeți. Și Dumnezeu mi-a vorbit și a spus în felul următor. Măi, tu nu înțelegi că legea te face să mergi înapoi, iar harul te face să mergi înainte? Auziți, ce explicație banală pe care eu n-aș fi putut să o inventez niciodată. Zice, legea te duce înapoi, iar harul te duce înainte. Și a zis Hristos, du-te înainte, că eu te-am chemat să faci ceea ce trebuie să faci. Și acum ascultați ceea ce îi spune Hristos. 48. Apoi a zis femeii. Eu vreau să vă întreb acum, câte cuvinte rosti femeia?
Cât i-o rostit? O judeca pe cineva? Pe ea însăși. Ascultați-mă, în timp ce ea făcea lucrurile astea, ea își plângea păcatele înaintea lui Hristos. Că mai înainte am spus ceva, poți să spui cu gura tot felul de lucruri ciudate, dar poți să-i spui din interiorul tău lui Hristos, și Hristos care te cunoaște pe tine în interior, care te cunoaște, care știe taina inimii tale, îți va fi binevoitor. Și acum ascultați. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt... Câte? Mai am o întrebare pentru voi. O putut să-i spun același lucru lui Simon? De ce? Pentru că el a avut timp să judece pe alții și a pierdut oportunitatea de a se judeca pe el însuși, oferindu-i șansa lui Hristos să-i transforme viața. Voi înțelegeți? Zice că cei ce ședeau cu el la masă, versetul 49, au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Eu am o întrebare pentru voi. Vă tot întreb, încerc să vă țin involvați. Ce ziceți? Ăia la alți, o știu, cine e femeia? Mai am o întrebare. După vreo 2, 5, 7, 10 săptămâni, s-au convins că păcatele i-au fost iertate? Eu cred că s-au convins. Și acum ascultați cel mai important lucru. Că nu trebuie să zici tu multe, ci tu trebuie doar să faci ceea ce ține de tine ca Iisus să vorbească în dreptul tău. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în... Vreau să vă mai deschid ochii minții și urechile minții la încă un lucru. Vă rog să-mi spuneți care dintre ei, dintre fariseu și dintre femeie, aveau pace și care n-aveau pace. Ascultați-mă, fariseul era liniștit. Zicea, mă, eu nu-s mă ca și păcătoasă asta. Eu nu-s ca și, bă, o cunosc, eu stau, uite, fii atent aici, e Hristos la mine la masă. Mănâncă împreună cu mine. Tu îți dai seama ce o să vorbească ăștia despre mine mâine? Tot satul o să știe despre mine că a fost Hristos la mine la masă. Iar femeia n-avea pace în interiorul ei și a zis, până nu primesc iertare, până nu primesc eliberare, până când nu-mi spune că m-a iertat, nu am pace. Și acum ascultați, o rocadă totală. O rocadă totală. Femeia pleacă cu păcatele iertate, cu credință în suflet și cu pace în inimă. Și ăsta rămâne cu masa, fără Hristos, fără pace și nemântuit. Am o întrebare pentru voi în seara asta. Pentru că ascultați ce vă spun. Vă rog să-mi spuneți cine a fost cu mila și cine a fost cu judecata. Hristos a fost cu mila și Simon a fost cu judecata, drept? Yes. Acum mergem puțin mai departe. Că noi îl reprezentăm pe Hristos. Așa ar trebui, nu? Și acum am o întrebare pentru tine. Dacă îl reprezinți pe Hristos, ce ar trebui să arăți tu? Dar dacă arăți judecată, pe cine reprezinți tu? E o problemă, așa-i? Ascultați-mă. Eu vreau să fiu cu mila. Eu vreau să reprezint pe Hristos. Vreau să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Aseară, ieri după masă, în jur de ora 5, Iisus mi-a trimis un mesaj și a zis, frate Ovi, a vorbit el cu mine mai de multă vreme, dar nu s-a aliniat programul lui. Și a zis, auzi, eu ajung cam pe la ora 7 acasă. Poți să vii și să ne faci ungere la casă, că n-am făcut treaba asta și vrem să avem și treaba asta rezolvată. Și mărturisesc că înaintea Domnului mi-a scris cam târziu și eram cu mâinile prinse. Și am scris un mesaj și am zis, te rog să nu te superi pe mine, dar am avut o zi atât de lungă și atât am încă de rezolvat, am putea cumva să o lăsăm pe vineri. Vreau să vă spun înaintea lui Dumnezeu că în interiorul meu n-am avut pace din cauza asta.
Pentru că a fost chemat să fac o lucrare și trebuia să las totul din mână și să mă duc și să fac. Și nu am putut și am zis, adică, vă spun înaintea Domnului, trebuia să las totul și să plec și să mă duc. Că a fost chemat să fac o lucrare. Mă ascultați-mă ce vă spun. Femeia asta putea să bage de vină și să spună, a, e ok, am prins, așa, lasă cum ai venit Hristos. Și data viitoare o mai trece pe stradă. Dar femeia asta, nu numai că și-o dat seama că este unica șansă pe care o are, o aduce ce a avut mai scump să-i ofere lui Hristos. Și acum ascultă-mă. Pentru că Hristos avea să-i ofere ei ce avea el mai scump. Pace. O credință care nu mai pleca de la ea. Păcate iertate și o mântuire veșnică pe care nu ți-o poate da nimeni decât Hristos. Și acum vreau să vă atrag atenția la un singur lucru și mă opresc. Dacă vrei mântuire, trebuie să te lași de judecată. Iar dacă vrei judecată, nu poți să ai mântuire. Căci Hristos a venit ca să fie milă. Și a zis, o, dacă ați înțelege că milă voiesc și nu jertfe. Zice cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă-mă. Locul în care ne aflăm se află în situația în care se află din cauza că tot știu câte ceva. Ascultă-mă ce-ți spun. Nimeni nu știe despre el. În ghilimele. Nimeni nu știe despre el. N-am văzut pe nimeni să vină și să spună mă ridic în plin și recunosc ceea ce am făcut. Eu păcătosul. Că ascultă ce spun. Toți am sărit să te iertăm. Și toți am sărit să te îmbrățișăm. Problema este că tu, cel care spui că ești rotund, judești pe alții. Și știi ce faci? Omori credința și lui alții. Dai venin și la alții din ceea ce ai. Muști în stânga și în dreapta și ascultă-mă ce spun. Se răspândește foarte ușor veninul acesta al judecății. Dar ascultă-mă, nu trebuie să fii mușcat de veninul de șarpele și veninul judecății. Trebuie să fii atins de dragostea și mila lui Hristos. Dacă noi când am intrat în contact cu Hristos, n-am intrat în contact cu mila Lui. Dacă n-am intrat în contact cu bunătatea Lui, cu compasiunea Lui, cu dragostea Lui, cu felul Său de iertare, suntem pierduți. Ascultați-mă ce vă spun, suntem pierduți. Mi-a zis în urmă cu câteva luni de zile unul care a fost împreună cu noi. Și trebuie să vă aduc aminte. Am stat și m-am gândit și am zis, cât pot să fii de fără înțelepciune să faci o asemenea alegere? Ascultați-mă, lui a vorbit Dumnezeu și a zis că era într-un loc, în locul în care e acum. Eu nu mă feresc să spun. Eu spun pe românești. El a zis. El a avut visul. Și a zis că cel care era responsabil de lucrare mergea din față când la câte o persoană, se ducea la urechea persoanei, îi spunea ceva, se deschidea pământul și înghițea pământul. Persoana respectivă. Și-o zis că o mers și la cât o mers? La toți s-o deschis pământul și o înghițit. Eu am să vă întreb pe voi, ce-a fost treaba aia? Ce-a reprezentat treaba aia? Moarte spirituală. De ce? Păi eu te judec, mă. Eu te tai în bucăți, eu te fac numai cum vrei, cum vreau eu. Ori faci așa cum spun eu, ori dacă nu. Așa a făcut Hristos. Ce ziceți acum? Am o întrebare. Eu tot vă întreb. Ce ziceți acum? Să fi spus Hristos, hai să mă duc puțin mai departe. O avut putere Hristos să se dea jos de pe cruce sau nu? Ce ați fi spus voi? Că acum Hristos, care a fost sfârșitul legii, să zică, măi, uite care e treaba. Înainte să te iert, trebuie să mergem să tăiem câteva animale. Trebuie să mergem să le ducem sus la templu. Trebuie să le aducem ca și jertfă, după aia venim înapoi, îi punem pe ăștia să ne bată înapoi în piroane din nou și apoi stăm de vorbă. Ce ați fi spus de treaba asta? Sau ce ați fi spus să-i spună Hristos, bă, dar stai așa o secundă, păi nu te știu eu ce ai făcut, uite, așa. Hristos a zis, pentru că te-ai judecat, pentru că te-ai găsit vinovat și pentru că ai realizat că singura salvare pe care o ai sunt eu. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Nu mai trebuie să-i spună toate păcatele tale sunt iertate. Nu mai trebuie să faci mătănii. Cum a zis un frate din România,
că l-a trimis unul, la un moment dat, un preot și a zis că trebuie să facă 300 și ceva de mătăni. Că trebuia să-și ierte Dumnezeu nu știu ce păcate. Și a zis că s-a dus acasă și a început. Știți ce înseamnă mătănii? Ați văzut vreodată? Ce? Trebuie să te apleci, să te pui în genunchi după aia cu fața la pământ, iar te pui în genunchi, te ridici în picioare. 360. Și a zis că au făcut vreo 30 și s-au întărit amândouă picioarele ca două scânduri. Și a zis, nu a mai putut să se miște deloc. S-a întins pe canapea și a fost pur și simplu imobilizat. Și atunci a venit un gând la el și a zis, zice, acum am, ascultați că Duhul Sfânt i-a vorbit și a zis, auzi, am să pun o întrebare. Zice, dacă în locul tău ar fi fost unul de 75 de ani, ce i s-ar fi întâmplat? Și l-a zis, era în mormânt, era acum poate la spital, pe perfuzii, pe ăsta și mâine zi trecea din viață. Și a zis, tu nu înțelegi că nu ești mântuit prin fapte și nu ești mântuit prin lege, ci ești mântuit prin harul și sângele lui Iisus Hristos. Și a vorbit Dumnezeu în mod direct. A problema în ziua de astăzi, știți ce? Că nu mai poate să ne vorbească Dumnezeu că vorbim noi prea mult. Ca și Simon. Atât așa a vorbit lui însuși și atât a judecat că nu mai putut să asculte glasul lui Hristos și să prindă oportunitate. Mă rog ca în seara aceasta să ne trezească Dumnezeu și să ne dea înțelepciune ca noi, ascultați-mă, vă dau un sfat, o poruncă dacă vreți. Mai auziți o prostie despre cutare și asta? Puneți-vă și rugați-vă și pentru cel care v-a spus prostia și pentru cel care, despre care vi s-a spus. Și ziceți, Doamne Dumnezeu, ai milă și de ăsta, că ăsta-i vai și amar cu judecata și ăla altul poate nici nu știu ce, dar te rog, ai milă și de ăla. Și vă mai spun încă un lucru. Ascultați-mă, dați-le afară repede tot ce vi se spune, dați-le afară repede că își fac cuib. Și când își fac cuib, știți ce se întâmplă? Pun ouă și apoi fac pui. Și situația e mult mai grea ca și cum a fost la început. Mă opresc spunându-vă ultimul lucru, fraților. Eu am ales să nu judec și să mă judec pe mine însumi, dar ascultați-mă acum ce vă spun. Voi condamna păcatul celor care spun că îl cunosc pe Hristos și nu îl cunosc, ci sunt departe de el. Aia nu-i judecată. Sper că înțelegeți. Și au să ziceți, de unde știu? Eu vreau să vă întreb, Hristos, de ce nu a putut să atacă din gură și să ierte femeia și să lase lucrurile în pace? Ce-a făcut? Simone, am să-ți spun ceva. Eu am venit în casa ta, nu mi-ai dat sărutare, nu mi-ai dat apă, nu mai uns părul cu un de lemn, capul cu un de lemn. N-ai făcut nimic din toate astea. De ce? Că tu ai fost cu judecat. Ce a spus de fapt Hristos? Rezolvă problemele astea, că altfel îi vai și amar de tine. Ascultați-mă ce vă spun. Celor care vin la voi să vă spună, rugați-vă pentru ei să vă aducă tot felul de judecăți, dar spuneți-le că viața lor e în primejdie. Spuneți-le că există șansa ca mâine să intre în chinul veșnic. Dar astăzi există iertare. Și acum fii atent ce-ți spun. O să ți se pară ciudat ce-ți spun. Nu mă interesează că ești femeie sau bărbat. Mă opresc. Spune-i persoane respective în felul următor. Auzi, am la tine un sfat. 1. Lasă-te de judecată și 2. Vreau acum amândoi să ne punem pe genunchi și vreau să mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te elibereze de Duhul ăsta. Mă fii atent ce spun. Dacă va accepta lucrul ăla, e gata să-L primească pe Hristos cum trebuie. Dar dacă nu va accepta, știi ce o să spună? Bă, dar cine te crezi tu să te rogi tu pentru mine? Bă, tu ești mai sfânt ca mine. Și acum ascultă-mă. El va rămâne cu judecata și tu vei rămâne cu Hristos. Yes, amen. Pentru că o să vină într-o zi Dumnezeu la tine și o să spună în felul următor. Auzi, te-am trimis? Ai ascultat ceea ce ți-am spus? El nu a ascultat, dar o să vină și la el. Și o să-i spună, băi, l-am trimis la tine. Și te-ai crezut rotund și astăzi ești unde nu trebuie, iar El este în împărăția mea pentru că a ascultat de mine. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a oferit de judecat. Și aș vrea ca din seara aceasta, după ce îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, să luăm niște hotărâri noi. Și hotărârile să fie cele care le-am luat la început când s-a pornit lucrarea.
fără niciun fel de judecată, Doamne. Judecata este doar a Ta. Nu Te dorim, Doamne Dumnezeule, între noi ca judecător, ci Te dorim în mijlocul nostru ca vindecător, ca Cel care legi rănile, ca Cel care ne umpli de putere, ca Cel care ne înconjori cu bunătatea Ta. Și de ce? Pentru că ne-am judecat noi înșiși. Și Doamne, pentru că ne-am judecat, beneficiem astăzi de bunătatea Ta, de iertarea Ta. Beneficiem, Doamne, de sângele Tău. Și îți mulțumim, intrăm înaintea Domnului rugăciune, venim înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumim că până aici ai fost cu noi, Tu Cel care ai fost plin de dragoste, Tu Cel care ai fost plin de milă, Tu Cel care ai fost gata să-ți dai viața pentru noi, cei păcătoși, noi plini de judecată, plini, Doamne, de lucruri rele, glorie Ție și slavă numărului Tău. O, zentaria din porne și novresirata, Doamne, iartă-ne pentru tot ce ți-am greșit. Ajută-ne să ne pocăim, să ne lăsăm de tot ce este rău. Ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm, Doamne, de păcatele lui Simon, Doamne. Și să îmbrățișăm situația femeii, Doamne, care s-a recunoscut, care a prins oportunitatea, care a dat ce a avut mai scump ca să primească dar mântuirea Ta. Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune multă în seara aceasta. Vindecă locul în care ne aflăm. Vindecă, Doamne, rănile vechi. Vindecă, Doamne Dumnezeule, toate lucrurile pe care cel rău le-a făcut, Doamne, de atâta vreme, Doamne, rana aceasta adâncă locul acesta. Și ridică-ți slujitori adevărați. Oameni care să stea în spărtură pentru Tine. Oameni, Doamne, care să fie plini de dragostea Ta. Gata să știe să ducă pe om, Doamne, în prezența Ta. Gata să rostească, Doamne, dreptul celui care are nevoie. Iertarea Ta, Doamne, eliberarea Ta. Păcatele, Doamne, să le arunce, Doamne, în marea uitării. Pentru că Tu le uiți în marea, le arunci în marea uitării. Te iubim, Doamne. Te slăbim, Te cinstim, ne închinăm înaintea Ta. Te recunoaștem și îți mulțumim. Îți mulțumesc pentru poporul acesta. Îți mulțumesc pentru frați, pentru surori, pentru tineri, pentru vârstnici, Doamne, pentru copii. Îți mulțumesc, Doamne, că ești cu noi și că ne dai biruință. Ne-am rugat și ne rugăm în numele lui Isus. Și îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci. A Ta să fie toată slava, toată gloria din Fradoșeva, Tiosirea, din Tovresaria, din Fordenino. Dă-ne putere, Doamne, să iertăm. Dă-ne putere, Doamne, să ne judecăm pe noi înșine și să facem voia Ta așa cum Tu ne ceri. Îți mulțumim în numele lui Isus. A Ta să fie toată slava, toată gloria, cinstea, onoarea și binecuvântarea. Iar noi ne vom închina, Te vom stăbi și Te vom cinsti pe Tine, Tată, prin Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Glorie Ție în veci de veci. Amin. Amin.